Oricum, dacă e să compari, să te țin avantaj, clar, voi fetele la performanțe în sport, le e așa, tenis, noi deja la masculin nu mai existăm, nu suntem pe niciun tablou pe la turneele de Grand Slam. Fetele sunt câte 6-7 la fiecare turneu mare. În canotaj, sunt multe exemple, în handball, la fel. Și la noi la box la fel. Noi la box avem performanțe la toate nivelele de grupe. De ce? Simți că e o dorință de asta din partea fetelor să demonstreze prin sport? Nu știu dacă neapărat să demonstreze. Ce, pur și simplu, câștige un statut așa în societate? Da. Eu cred că sunt mai ambițioase fetele și mai conștiincioase, ca să zic. Adică mai serioase, mult mai, cum să zic, organizate, mai disciplinate. Da. Decât băieți. Vorbeam acum recent tot aici la masa asta cu o sportivă de la canotaj, cu Magdalena Rusu, care spunea că băieții sunt plângăcioși. Asta vede ea în jur. Băieții sunt mai plângăcioși decât fetele. Fetele sunt mai serioase, reușesc să țină constant efortul așa, pe o perioadă mai lungă. Simțiți asta? Și trec mai bine peste durere, cred. Da, adică știu să reziste mai mult. Asta cred că e genetic, noi femeile resistem mai resistente la durere, da. Mai ale naibii, să zic. Dar da, consider că băieții sunt... și uneori, nu știu, devin și mai aroganți și mai... pentru că ei oricum au forță, oricum sunt... bărbatul are forță mai mare, clar, decât femeile, dar asta nu înseamnă, nu cred că ar trebui să fie, asta poate e diferența între femei și bărbați, că bărbații sunt mai puternici genetic, dar noi ne batem cu femei, noi arătăm ce putem la nivelul nostru, adică ar trebui să fim apreciate pentru ceea ce facem ca femei, nu să ne comparăm cu bărbații, că dacă ne luăm calitățile femeilor și ale bărbaților, sunt plusuri și minusuri, femeile care au calități mult peste bărbați și invers, bărbații care au calități. Dar nu asta cred că contează. În boxul feminin simțiți că sunteți mai protejate? Știu că luptați și cu căștile acelea. Na, sunteți dovada vie a faptului că nu sunteți desfigurate de box. Adică poți să practici box și să ai o viață normală. Da, noi avem cască de protecție, avem proteză, avem pieptar dacă vrei, e opțional dacă vrei să... Da, sunt și casca aceea, adică are și a rolul ei. E clar că e o diferență față de profesioniști, unde acolo boxezi fără cască și na, ești mai avariat după un meci. Dar la amatori e mai bine. Da, știu. Ați avut momente de-astea de knockout-uri? Ați încasat? Nu, nu, n-am încasat. Nu. Ați dat? Am dat la un turneu în Serbia. Am mețit-o pe o fată. Oricum, e mai greu la noi să dai în Nu mi-a plăcut filmarea după aia să o văd cum i-am dat și tremura pe cea. Chiar, ce simți în momentul ăla? Bănuiesc nu știu ce simt, că n-am luat, deci... Nu, dar când dai. Bănuiesc că nu poate fi vorba de, nu știu, să-ți pară rău că ai dat prea tare, să-ți pară rău pentru ea, să ai milă pentru ea. Nu, eu cred că când te urci în ring, și cine se urcă în ring cu tine, se urcă să te bată. Asta am învățat de la antrenorul nostru, deci... îți asumi. Orică ți-o iei, orică o dai. Cred că îți crește mai tare adrenalina atunci când vezi că e lovită și vrei mai tare să-i dai. În momentul ăsta sunteți legitimate la Steaua, da? Și știu că aveți o poveste comună de mulți ani, de vreo 10 ani. Vă antrenați împreună cu același antrenor. Cum ați ajuns cum v-ați cunoscut, în primul rând? Păi antrenorul nostru este și antrenor la Steaua și este antrenorul Lotului. Noi venind la București la Lot, el este cel care ne-a antrenat de la început, iar pe mine la scurt timp după ce a venit la București, m-a luat la Steaua. Ea era deja și el fiind și antrenor la club și antrenor la Lot, clar am avut, a fost singurul nostru antrenor după ce am venit aici. De tine știu că ai avut o poveste, un moment din ăsta, o dramă, o traumă pe care ai trăit-o cu fostul tău antrenor. Da. De la Suceava, nu? Da, după vreun an și ceva de când mă apucasem de box, s-a întâmplat ca el să moară în sala de antrenament în timp ce făcea cu mine un antrenament și în momentul ăla, după ce s-a întâmplat tragedia asta, să zic așa, am hotărât să vin la București, iar antrenorul maestru Lăcătuș, actualul meu antrenor, mi-a propus că mă va lua la Steaua și, bineînțeles, nu am ezitat și am venit. Ai fost motivat? Ai avut momente în care ai vrut să renunți pe motivul ăsta, după trauma asta atunci, pe care ai trăit-o? Nu. Am simțit, din contră, am simțit nevoia mai mare de a continua, pentru că antrenorul meu, primul meu antrenor, avea încredere foarte mare în mine și vedea un potențial în mine și mă încuraja tot timpul. Zice, o să ajungi mare, o să poți să faci ceva în sportul ăsta. Și ținând cont de lucrurile pe care el mi le spunea, m-a motivat să continui și am spus nu am cum să mă las, o să merg, o să dau tot ce pot eu și într-un final o să reușesc. Și chiar prima medalie, în sufletul meu am simțit că eu dedic lui.
Ai, ți-au rămas cuvintele alea. Da, încrederea pe care o a avut-o în mine. Împins. Sunteți legitimate la Steaua, dar știu că vă antrenează la Ilia Manoliu, în complexul ăla acolo. Da, pentru că suntem în lot olimpic și antrenăm cu lotul. E ceva în Ghencea? S-a construit ceva? Sunt săli? Vă puteți antrena și acolo? Da, s-a construit sală în Ghencea, dar noi nu mergem acolo. Este o sală de box, dar ne-am obișnuit acolo. La Ilia Manoliu acolo avem toate condițiile de care avem nevoie. Kinetoterapie, fizioterapie, medicul, refacere și ne e mult mai bine acolo. Apropo de asta, de echipa pe care o aveți în jurul vostru, mulți oameni care se pricep la anumite domenii, fiecare pe felia lui. Cum vi s-a părut povestea asta cu Simona Halep? Depistată cu substanța aceea interzisă, cum e la voi cu controlele antidoping? La fel, și noi suntem în programul acela Adams, care ne spunem tot timpul unde suntem și ce facem. Da, suntem urmărite. Avem o aplicație în care trebuie să ne notăm tot probabil timpul unde suntem. Probabil sportivii de performanță știu. Adică e... Da. Și acum aveți în aplicație că sunteți aici, la Antena 1? Trebuie să ai o oră în care ei poate să vină să te testeze. Și noi o punem ora dimineața. De exemplu, între 6 și 7 este ora la care pot veni oricând să te testeze. Și rest trebuie să știi unde desfășurăm antrenamentele și unde dormi în noaptea respectivă. Bineînțeles că poate să vină să te ia oricând. Nu, îi spun, mă duc la o cafea. Da, nu e vorba de o... Dar dacă pleci un weekend din București... Da, trebuie să spui unde pleci. Da. Da? Trebuie să notezi adresa unde dormi. Și la fel ora în care ei ar putea să vină. Și ați avut, cum se întâmplă? Au venit, v-au trezit din somn? De exemplu, anul trecut am fost câteva zile în vacanță în Anglia. Și pe mine m-au luat în Anglia, a venit în Anglia și m-au luat. Și au luat-o. De la hotel, nu? Nu, am stat la o soră de-a mea. Aveam pus pe aplicație adresa și a venit la adresa unde stăteam și sora mea a deschis și ei au zis că antidrog, nu știu ce, a vorbit în engleză cu ea și sora mea a rămas așa, că pe sora mea, că ea nu era, era dimineața la 6 sau nu știu, 6 cât așa aveam. Și zice, păi ce, se droghează? Știu, nu știa ce s-a întâmplat. Și vine ce, nu, cred că caută cineva de la antidrog. Fix așa mi-a zis. Și zic, eu mi-am dat seama că sunt de la doping. Și zice, ok, du-te și dormi, stai, că știu despre ce e vorba. Păi da, că sună așa, traficante de droguri. Și a rămas așa, nu prea înțelegea. Și era somnoroasă. Zice, ce s-a întâmplat? Bănuiesc că sunteți foarte atente, nu? La ce mâncați, ce beți, cum funcționează. Nu ajungi în punctul în care vrei să ieși în oraș la o terasă și să-ți comanzi ceva? Sau nu evitați ieșirile astea? Nu, mâncăm în oraș, dar na, mergem pe lucruri care cât de cât știm cam ce mănânci. Adică nu te aventurezi să testezi nu știu ce lucruri. Încercăm să avem grijă cât putem de mult. În schimb, mâncăm, avem meniu pregătit la unde stăm noi, la Lia Manoliu. Avem cei care ne fac mâncare acolo. Suplimente luăm doar ce ne se oferă de la doamna doctor de la lot, ce ne recomandă și cei de la club și tot. Da, și dacă este ceva care vrem, mergem și întrebăm, adică preferăm să mergem să întrebăm cu suplimentul respectiv decât să avem probleme.